Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Eu sunt Gabriel Icosa și dacă în episodul trecut v-am vorbit despre păianjenul Viespe, ei bine, astăzi m-am gândit să vorbim despre cel mai mare păianjen din România și anume Licosa singoriensis, sau după cum îl știm noi, tarantula românească. Și întrebarea din episodul de astăzi vine din partea lui Ion Munteanu, care mă întreabă: specia de șarpe, craitul malaez, are un venin foarte puternic? Și unde se găsește? Dacă și tu vrei să afli răspunsul la această întrebare, stai cu mine până la sfârșitul acestui episod. Și bineînțeles, dacă ai o întrebare legată de animale la care vrei să-ți răspund, nu trebuie să faci nimic altceva decât să o scrii în comentarii, iar eu voi alege cea mai interesantă întrebare și îți voi răspunde în vlogul următor. Dar nu uita că în câteva zile urmează episodul special unde voi răspunde la toate întrebările voastre. Și acum să-i dăm drumul la intro! Vreau să vă spun încă de la început că Licosa singoriensis nu este o tarantulă adevărată. El este un păianjen din familia Licoside, adică din familia păianjenilor lupi. Dar noi îl numim tarantulă doar ca să putem face diferența între cel mai mare păianjen din România, adică el, și ceilalți păianjeni care de obicei sunt mai mici. Toate tarantulele sunt păianjeni, dar nu toți păianjenii sunt tarantule. Și înainte de a vorbi despre Licosa singoriensis, vreau să vă spun diferențele dintre un păianjen și o tarantulă, care sunt destul de evidente. Tarantulele sunt mult mai mari decât păianjenii. Asta știam deja! Dar lucrul care îi diferențiază cel mai mult este morfologia chelicerelor și aici mă refer la articulații. Și ca să vă exemplific, uitați un filmuleț realizat de mine. Vedeți cum își folosește chelicerele? Le poate mișca din lateral ca o pensetă. Ei bine, tarantulele nu pot face această mișcare și uitați-vă la acest filmuleț filmat de Alexandru Fota. Chelicerele lor sunt situate sub ochi și direcționate în fața gurii, iar atunci când atacă, chelicerele au o mișcare de sus în jos. Și priviți această pensetă. Araneomorfele sau păianjenii adevărați pot face mișcarea asta. Pe când migalomorfele sau tarantulele nu pot face decât mișcarea asta. Sper că ați înțeles de ce păianjenul lup Licosa singoriensis nu este o tarantulă adevărată. Eu am avut ocazia, ca în anul 2009, să studiez această specie de păianjen și în urma studiului meu a rezultat o lucrare pe care o găsiți și voi în format electronic dacă veți căuta pe Google observații privind creșterea în captivitate a speciei Licosa singoriensis. Singurul inconvenient, poate pentru unii, este faptul că această lucrare este publicată în limba engleză, dar dacă vreți o variantă în limba română, să știți că am scris pentru blogul meu de atunci, din acea perioadă, unde făceam cam aceeași chestie pe care o fac acum, doar că în loc să vin în fața voastră și să vă vorbesc despre animale, atunci doar scriam. Și dacă vă întrebați la ce sunt bune aceste studii, ei bine, să știți că, ca tineri cercetători, este esențial să aflăm mai multe despre aceste specii, inclusiv despre tarantula românească, și prin studiile noastre să le ajutăm să rămână comune în fața amenințărilor în creștere, cum ar fi poluarea, distrugerea habitatelor, supraexploatarea și chiar braconajul. La noi în țară și în Republica Moldova, această specie este destul de comună, dar în alte părți ale Europei este considerată o specie în pericol, conform listei roșii a speciilor. Și pentru că este diferit de păianjenul țesător, această specie trăiește la nivelul solului și în galerii pe care de multe ori le sapă singur sau pot găsi alte galerii deja săpate și să le folosească pe acelea. Păianjenii sunt mult mai activi noaptea și de obicei se hrănesc cu insecte, însă unii au raportat că acest păianjen poate prinde chiar șoareci mici. Nu știu cât de mic trebuie să fie șoarecul, dar trebuie să fie foarte mic ca să poată să-l mănânce. Dimensiunile acestei specii, dar și speranța de viață, variază în funcție de sex. Masculii sunt mai mici decât femelele, dar și speranța lor de viață este mult mai mică, de aproximativ un an, iar femelele sunt mai mari decât masculii și trăiesc aproximativ 2 ani.
De obicei, în luna august-septembrie, masculul ajunge la maturitatea sexuală și își părăsește galeria în căutarea unei femele. Și dacă te întreb cum găsește masculul femela? Ei bine, masculul își găsește femela cu ajutorul feromonilor. De fapt, femela ajunsă la maturitatea sexuală, emite acești feromoni. Atunci când masculul găsește femela, începe să o curteze printr-un fel de dans nupțial. Copularea durează în medie 1-2 ore, iar după acuplare, de obicei, masculul moare, ceea ce înseamnă că și-a îndeplinit scopul. Peste iarnă, acești păianjeni hibernează, dar numai femelele și juvenilii din acel an. În următorul an, femela fecundată va face un săculeț cu ouă, pe care îl va purta cu ea, chiar îl va scoate la soare, învârtindu-l pe toate părțile, pentru ca ouăle să se încălzească uniform. Iar dacă îl va pierde, nu va înceta să-l caute și dacă nu îl va găsi pe al ei, ei bine, va accepta și altul, al unui alt păianjen sau orice obiect sferic ce seamănă cu săculețul ei. După ce păianjenii eclozează, aceștia se urcă imediat pe abdomenul femelei, unde vor rămâne atașați aproximativ 4-5 zile până la prima năpârlire. Iar după aceste zile, dacă puii refuză să coboare de pe abdomenul femelei, omica va căuta o baltă sau un râu lin curgător, unde va face o baie pentru a scăpa de puii ei, care vor trebui să-și ia viața în piept. Și da, această specie adoră apa și sunt capabili să înoate 7 zile fără a face nicio pauză. Ambele sexii se pot recunoaște destul de ușor după forma corpului, mai exact forma de pară a cefalotoracelui și forma ovală a abdomenului. Culorile ambelor sexe nu sunt diferite. Prin urmare, culoarea cefalotoracelui și la mascul și la femelă este negru-brun, partea cefalică distinctă, colorată ca feniu deschis, formând un unghi în zona foveală. Pata foveală cu aspect stelat, cenușiu deschis alburiu. Abdomenul, pe partea dorsală, este pe un fond negru-brun, se distinge pata lanceolată neagră, mărginită de puncte albe, urmând 6-7 perechi de pete mai mici, de asemenea albe. Flancurile sunt deschise la culoare, presărate de puncte mici albe. Picioarele sunt vărgate transversal, dorsal și negru și galben, mai ales femurele. Sternul, coaxele, trohanterele și partea ventrală a abdomenului sunt de culoare neagră. Despre veninul tarantulei românești nu voi spune nimic altceva decât că poate provoca neplăceri omului. Dacă vrei să știi care sunt acele neplăceri, intră, te rog frumos, pe acest link și cu siguranță vei afla tot ce este nevoie despre veninul acestei specii. Și acum să răspundem la întrebarea lui Ion Muntean. De fapt, întrebările. Specia de șarpe, craitul malaez, are un venin foarte toxic? Și unde se găsește? Ei bine, craitul malaez se mai numește și craitul albastru, craitul comun sau craitul indian, dar denumirea lui științifică este Bungarus ceruleus. Și da, este un șarpe foarte toxic. Veninul lui este de fapt o neurotoxină. Este un șarpe mai mult activ noaptea decât ziua. Ziua de fapt este foarte timid, însă noaptea devine foarte agresiv și foarte tupeist. Și de obicei noaptea sunt cele mai multe cazuri de mușcături provocate de acest șarpe. Ei bine, dacă acest șarpe mușcă omul, acesta nu va simți nicio durere. De multe ori ai impresia chiar că te-a mușcat un țânțar. Dar la scurt timp apar durerile abdominale care sunt însoțite de paralizie progresivă. Iar în cazul în care nu vei primi îngrijiri medicale de urgență, moartea poate surveni după aproximativ 4 până la 8 ore de la mușcătură. Această specie se întâlnește în sudul Indiei și Sri Lanka până la o altitudine de 1600 de metri, dar o putem găsi și în Afganistan, Bangladesh și Nepal. Nu este o specie care să prefere un anumit tip de habitat. Asta înseamnă că îl putem găsi și în zone de câmpie, și în junglă, dar și în zone locuite. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să-l distribui și către prietenii tăi ca să-l vadă și ei. Și bineînțeles, dacă ai o întrebare legată de animale și vrei să îți răspund la ea, știi ce ai de făcut, nu trebuie să o scrii decât în comentarii. Iar eu o voi alege pe cea mai interesantă și voi răspunde în episodul următor. Dar dacă se vor aduna mai multe întrebări, eu voi face un video special și voi răspunde la toate întrebările. Și încă ceva, vreau să vă mulțumesc din suflet celor care s-au abonat până acum la canalul meu
nici nu știți cât de important este acest lucru, deoarece îmi susțineți acest proiect, vă fac cunoscute animalele din România, dar și din lume. Acestea fiind spuse, nu uitați să observați, să ascultați și să învățați de la natură. Pe data viitoare!